Campionatul de fotbal s-a încheiat, dar turneele continuă. Cluburile de fotbal copii din zona iau parte la competiții pentru a-i pregăti în continuare pe micii fotbaliști. Un asemenea turneu a fost cel desfășurat la finele săptămânii trecute la Udorheiu Secuiesc. Organizatorii au invitat cluburi din țară, dar și din Ungaria. Grupa de născuți în 2004 a clubului sportiv Athletic Kids Gurghiu, antrenată de Paul Luca, a ocupat locul 3, deși aproximativ jumătate din lot a avut vârstă mai mică decât grupa în care au jucat. În acest turneu am avut parte de echipe foarte bune, pregătite, în grupă cu Miercurea Ciuc, Odorhei, două echipe din Ungaria, o echipă de la Academie, LPS Vaslui, Liviu Antal, Sighișoara și Sticla Turda. Am avut un bilanț de 4 victorii, 2 egaluri și o înfrângere. Antrenorii consideră că aceste turnee sunt benefice copiilor, care păstrează contactul cu sportul și câștigă experiență, evoluând în compania unor echipe diferite. Noi ne pregătim pentru campionatul din toamnă. Aceste turnee sunt foarte importante pentru ei. Ne bucurăm că am participat. Mulțumim părinților care ne-au susținut și au făcut tot posibilul să fim prezenți la Odorhei. Suntem mulțumiți de copii, de toți cei 11 care au participat. Au jucat toți în egală măsură și rezultatele au fost pe măsură. Echipa de la Athletic Kids Gurghiu, antrenată de Paul Luca, a avut un parcurs bun și în campionat, unde a încheiat sezonul pe locul 4.